Hai să fac cum o să tund pămii ăștia ca să, o să fac video după ce i-am tuns. Deci astea trebuie să-i tund în așa fel încât să nu intre pe stradă, să nu meargă sus acolo și să nu dea în cap la oameni. Și să și fructifice. Deci cam asta ar fi scopul. A, uite că l-am ciurit, putea să fie și mai rău, dar e bine și așa. Deci aici am tăiat ăsta că tot era plecat încoace, l-am întins mai încolo, l-am tras înapoi. Deci toată creanca am tăiat-o jos pentru că vreau să o dezvolte încolo puțin, practic să-l îndrept. Aia o să mai corectăm și la anul, dar eu deocamdată zic că e ok. Aici e foarte nasoală zona asta, dar sper să dea ceva de aici, un lăstar ceva. Sau o să-mi vină din direcția asta, vedem noi. Deci ori de acolo, ori de aici, sper să se îndrepte situația. Ăsta mare cred că mai trește 2 ani. L-am corectat puțin, aici mai trebuie să mai, cred că mai intervin un pic să nu mai dea în stradă. Dar în rest, sunt destul de mulțumit. Mai eliberat zonele de umbră din hol și tot așa. Și ăsta am avut la el mai multe chestii, astea le-am tăiat încoace care vin în stradă și alea trebuiau să mai scurtate, dar n-am mai ajuns de pe scaun. Ăla din mijloc, de exemplu, trebuie tăiat. Ăla ca să... Da, eu zic că se mai poate tăia și la anul. Și v-am zis și oricând, în orice perioadă anului se poate tăia. Da, cam așa arată acum, mult mai bine pentru cei la stradă. Deci trebuie să ai grijă la stradă să nu dea în fire, să nu dea în mașini, să nu dea în cap la oameni. Cam astea sunt principalele. Și dacă se poate să faci o coroană sau un fus sau ceva. Na, o zi faină, ne mai vedem cu alte clipuri. Pa, pa!